Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Viața în Culori, iată la noi în studio. Astăzi avem multă, multă culoare. Vor fi cu siguranță și foarte multe zâmbete și multă bună dispoziție, pentru că invitata mea de astăzi este o prietenă dragă. Probabil ați mai văzut-o în această formulă, pentru că noi obișnuim să ne adunăm așa la oaltă și să dezbatem diferite subiecte care ne sunt nouă pe plac, dar cu siguranță și dumneavoastră. Vă prezintă pe Cătălina Nicolescu. Bună ziua și bine ai venit la noi, Cătălina. Bună ziua și bine v-am găsit. Ea este kinetoterapeut de profesie, se implică și în proiecte care țin de această tematică. Probabil o cunoașteți dacă aveți astfel de probleme de prin spital, iar dacă nu, e bine să o cunoașteți ca să preveniți respectivele probleme pe care eu sper din suflet să nu le aveți. Cătălina, te văd așa surzătoare și bine dispusă. E starea ta firească? Da, dacă nu ești vesel și atârnă așa în jurul tău norii, nu este. Cei din jur se uită așa ciudat la tine și zic că ești aricios. Aricios. În meseria pe care tu o faci, e foarte important să ai o stare de bine personală pe care să reușești să o transmiți și pacienților tăi? În primul și în primul rând, pentru tine ca și terapeut, trebuie să ai o stare de bine, pentru că intrând în contact cu oameni cu probleme, riști să preiei din stările lor și tu să ai la rândul tău dificultăți și să ai o stare proastă în acea zi fără a avea un motiv anume. Și tu trebuie să te protejezi în primul rând, să-ți stabilești că ai o zi bună și că ai o dispoziție bună și aceste lucruri să le transmiți și pacienților tăi, să-i scoți din această stare de supărare, morocănos, că doare, că nu poate face anumite lucruri și să îl încurajezi, să-i transmiți o energie pozitivă, să îți poți duce la îndeplinire toate obiectivele pe care le ai când începi tratamentul cu un pacient. Este foarte importantă această legătură care se creează între pacient. Și noi știm că într-un proces de recuperare, vindecare, avem 50% fizic, 50% psihic sau emoțional. Contează pentru a ajunge la îndeplinirea tuturor obiectivelor. Dacă un pacient nu este bine echilibrat din punct de vedere emoțional, dacă este într-o formă de depresie, clar rezultatele nu vor fi cele așteptate în recuperare și vom merge mai greu și vom lupta cu problemele și fizice, dar și cele emoționale și va fi mai greu să ajungem la rezultat. Spune-mi, ți-ai păstrat de-a lungul timpului entuziasmul cu care probabil ai început această profesie? Da, l-am păstrat, deocamdată. Încă nu mi-am pierdut din acel elan al proaspătului angajat, pentru că dacă nu ți-l păstrezi, te plafonezi și ajungi să nu mai pui atât de mult suflet în ceea ce faci, iar rezultatele nu vor fi cele la care vrei să ajungi și te vei întreba de ce, dar astea sunt cauzele. Trebuie să rămâi cu pasiunea ta, să fii acolo în interiorul tău, indiferent de ce se întâmplă în jur. Pentru că până la urmă, pentru asta am făcut școală, asta este menirea noastră, cu siguranță asta este menirea noastră și trebuie să o ducem la bun sfârșit. De multe ori există această pasiune și această dorință de a face, de a investi, de a da tot ce e mai bun din tine, dar te izbești de undeva sistemul, pe drum, nu? Da, undeva pe găsești drum. Găsești tot felul de obstacole și trebuie să ai grijă să-ți păstrezi echilibrul, să, atunci când te împiedici să nu cazi sau dacă se întâmplă să cazi, să găsești resursele în tine, interioară. Să-ți revii și să mergi mai departe, pentru că nu există o viață și un mediu ideal, toată lumea să fie fericită în jurul tău. Oamenii toți au probleme și trebuie să te adaptezi.
Văd că în ultimul timp sunt foarte mulți tineri care se îndreaptă spre această profesie și spre acest domeniu al kinetoterapiei. Ce crezi că se întâmplă? De ce această tendință? Atunci când m-am înscris la facultate, nu erau foarte mulți doritori. În perioada respectivă se mergea foarte mult pe tratare și nu pe prevenție. Kinetoterapeuții erau mai puțini, în general erau profesori de educație fizică, profesori de CFM care făceau treaba kinetoterapeuților. Acum, într-adevăr, pe lângă școală, pe lângă facultate, unde cei ce termină ies kinetoterapeuți, mai există post-liceale de asistenți, balneofizio, kinetoterapeuți care fac mai accesibilă accesibilă școala, pentru că la facultate se dă examen, este mai greu, 4 ani am făcut eu când am terminat, acum am înțeles că sunt 3 plus master, este mai ușor la post-liceală și merg spre domeniul ăsta de activitate. Cererea foarte multă este și din afară, din promoția pe care, din anul în care am terminat eu, colegii mei, marea majoritate sunt plecați din țară, pentru că Uniunea Europeană a știut să-și educe sistemul sanitar mai mult pe prevenție decât pe tratament și vindecarea după ce s-a instalat o afecțiune. Știu că tu te-ai implicat în proiecte care aveau ca și scop această prevenție și a educa pe oameni în spiritul acesta de a preveni. Discutând cu foștii mei colegi și ascultând experiențele lor din străinătate, am zis că este un pas spre a evolua și noi și spre a merge pe prevenție, mergând în școli și educând în primul rând părinții, explicându-le ce probleme pot apărea la copiii lor în ceea ce privește postura lor și la ce să se uite când își privesc copilul, ca să le apară un semn de întrebare și să meargă mai departe să întrebe un specialist dacă există sau nu există o problemă. Adică exact primii pași pe care trebuie să-i facă un părinte în a-și privi copilul din punct de vedere al corpului, ca după aia să poată merge mai departe la un specialist dacă observă că ceva nu este în regulă. Ce ai observat? Au fost oamenii receptivi la această propunere a ta? În special în mediul rural, am avut o extrem de mare deschidere. Foarte mulți părinți au fost prezenți la seminarul nostru. Ulterior am mers și inclusiv am văzut copiii pe fiecare. Le-am făcut câteva măsurători, pentru că a fost cerere. Părinții și-au dorit ca noi să mergem, să-i vedem și să le spunem dacă cumva, pentru că știți, eu nu știu să mă uit, dar nu puteți veni dumneavoastră. Și am fost, într-adevăr, în 2 după amieze în care i-am văzut și foarte multe persoane au fost. Foarte, foarte multe persoane. Mai multe decât în mediul urban. Probabil în mediul urban este mai multă lipsă de timp. Sunt scuze. Sunt scuze, clar sunt scuze, dar am avut rezultate pozitive. Și totul a fost un act de voluntariat din partea ta. Cred clar. Că ar fi minunat dacă s-ar întâmpla asta și cât mai mulți specialiști din diferite domenii ar avea astfel de activități de prevenție prin care să educăm lumea. Este clar, copiii pe care i-am văzut și au fost depistați cu anumită deviație a coloanei vertebrale, au fost îndreptați spre un medic care să facă investigații. Ulterior au fost corectate deviațiile cu gimnastică medicală. Am pacienți ce vin cu deviații mari, care poartă corset, un lucru extrem de neplăcut probabil. Și un disconfort, plus acel copil se simte cumva marginalizat, pentru că acel corset este din plastic foarte rigid și îi îmbracă
toracele și corpul și clar există o problemă. Plus, la o anumită, un anumit grad avansat în cazul scoliozelor, corecția completă nu există. Se poate îndrepta, se poate corecta, dar 100% nu, este foarte greu. Necesită multă, multă muncă. Ți-ai propus să continui acest gen de activități? Atâta timp cât avem solicitări, da, vom merge până în momentul în care nu ne va mai chema nimeni. Am auzit și în alte școli unde medicul școlar și asistenta au mai vizualizat copii și au mai depistat scolioze care ulterior au ajuns la noi, deci și ei au preluat din inițiativa noastră. Poți să trezești acest spirit de inițiativă și în ceilalți. Important să se pornească acest spirit al prevenției și să facă toată lumea ceva pentru a preveni și nu a trata. Tu ești la o vârstă foarte frumoasă, Cătălina, nu o să spunem noi care este, fiecare vârstă are frumusețea ei. Spune-mi, cum reușești să îmbini partea aceasta profesională cu cea familială? Pentru că toți tindem spre acest echilibru și bănuiesc că este și dorința ta. Da, este dorința tuturor să... Nu cred că există, am o rețetă anume pe dar care o aplic. Dar cum faci tu? Cum fac eu? Muncesc mult. Muncești mult. Ajungem acasă, nu vorbim despre serviciu, vorbim despre noi, avem grijă de noi, facem activități relaxante, nu aducem acasă problemele de la serviciu, nici eu, nici partenerul meu. Și cam atât. Reușești să faci asta sau îți impui? E un soi de exercițiu? Nu, nu, a plecat din principiul clar de a mă proteja pe mine de, să zic, toate problemele pe care le aud și le întâlnesc la spital și am zis că nu sunt ale mele, sunt ale lor. În momentul în care am plecat, ele rămân acolo și de foarte multe ori pacientul spune, dar v-am spus povestea. Da, dar... Nu, nu rețin, nici nu vreau să rețin, pentru că automat te încarci cu ele și ar fi culmea să mănânc acasă, să-i spun. Cu 10 de povești pe care le-ai auzit știi, în ziua doamna, respectivă. Așa, și să începi să povestești, dacă povestești lucruri pozitive, este ok. Cele negative, nu, pentru că aduc o anumită tensiune și nu este corect. Vorbeai despre colegii tăi care au fost tentați să plece și au reușit să ajungă în străinătate. Te-ai gândit și tu la asta? Clar, am avut o încercare, doar că nu s-a finalizat pentru că am avut sprijinul familiei și am considerat că atâta timp cât deocamdată nu-mi lipsește nimic, nu are rost să-mi sacrific viața personală pentru că ți-o sacrifici până la urmă, ajungi undeva unde nu cunoști pe nimeni, unde nu ai prieteni, nu ai familie, pentru câteva sute de euro în plus. Aveam posibilitatea și să fiu ok aici și nu am mers pe mai mulți bani, ci am mers pe un confort în prezența familiei și a prietenilor în detrimentul confortului financiar. Nu mă plâng. N-ai fost tentată nici măcar să schimbi orașul? Nu. 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 Am încercat Bacău, am încercat Iași, dar doar pentru trafic. Cred că merită să te muți la Roman. Ajungi de acasă la serviciu în 2 minute. În Iași plecam de acasă cu o oră mai devreme pentru că trebuia să traversez tot orașul și se pare un timp pierdut plus îți strică toată karma pozitivă din acea zi. Deci, oamenii sunt nervoși în trafic, acționează, mergi, trebuie să te bagi, trebuie să te enervezi, așa, și nu. Nu, chiar nu se merită. Este foarte frumos să locuiești într-un oraș mic, liniștit, atâta timp cât oricând poți să te urci în mașină, să duci în Iași, să faci toate activitățile pe care le-ai putea face și dacă ai locuit acolo.
Dar iată că până să ajungi la această concluzie și să iei această decizie matură, ai trecut prin niște încercări, așa cum de altfel este și firesc. Este. Mm? Spuneai că am tot ce-mi trebuie acum și te simți ok. Ce înseamnă tot ce trebuie pentru tine? Părinți sănătoși, frate sănătos, cu cumlat aferentă, așa, un acoperiș deasupra capului și un confort ok, un partener de viață ok, cu o relație perfectă, zic eu, pentru noi, poate pentru alții nu, așa, și ce-ți poți dori mai mult? Atâta timp cât toată lumea este sănătoasă și conduce o mașină care are 4 roți? Și aer condiționat. Și aer condiționat. Ce-ți poți dori mai mult? N-ai ce să-ți dorești mai mult. Eu nu conduc o mașină și totuși sunt fericită. Deci iată. Vântul este suficient aer condiționat. Exact, da. Și am aerul condiționat și mirosul florilor din jur. Clar. Ne bucurăm încă de... Cred că trebuie să te mulțumești cu un confort mediu. Atâta timp cât devii un, să zic... sclav al banului, deja lucrurile nu mai sunt ok, clar de undeva pierzi. Ai fost vreodată sclavul banului? Nu, ai avut tendința aceasta? Nu, nu, nu. Adică am preferat să renunț la o programare de sâmbătă sau de duminică în favoarea mersului acasă sau a statului în familie sau a unor activități, pentru că acel timp nu ți-l mai returnează nimeni. Banii poți să-i câștigi și luni și marți și miercuri, dar timpul respectiv nu, nu-l mai câștigi. Ce ai învățat de la părinții tăi? Foarte multe lucruri. În primul rând, cum să oferi iubire, clar, și sprijin. Probabil foarte multe lucruri pe care le-am realizat în, în viață până în acest moment sunt clar datorită sprijinului și iubirii necondiționate. Altceva, să zic, cum să faci un mediu perfect de a crește copii, cum să știi să-ți protejezi copiii de anumite situații mai neplăcute și cum să te bucuri în fiecare zi de ceea ce ai și să nu îl mâniem pe Dumnezeu plângându-ne de niște banalități, pentru că atunci îți va putea demonstra oricând că se poate și mai rău. O, da, ca o, în da. Legile lui Murphy, nu? Da. Ce ți-ai dorit tu personal pentru viitorii tăi copii? Sper să fie viitori. Ai auzit, ai înțeles foarte bine sensul. Cum spune o prietenă medic din spital, poate gemeni. Poate gemeni. Ca să nu trebuiască să te gândești de-a doua oară. Adică să fie din start. Din prima, deci așa. Nu cred că gemeni, poate totuși nu, dar... poate copii, îmi doresc să le ofer măcar cât mi-au oferit părinții mei, din toate punctele de vedere, atât financiar, cât și din punct de vedere a educației, al tuturor învățăturilor pe care zilnic le primesc de la ei, chiar dacă am 30 și... Și un pic de ani, da. Da. După 30 de ani alegem vârsta, să spună, clar. Nu, femeile. În fiecare... moment cheie, dau un telefon și întreb, transmit întâi problema și aștept o părere. Clar, tot timpul a fost o părere, nu a fost un lucru stabilit, impus sau stabilit de ei. Totul a venit, părerea mea este că. Și automat iei în calcul mai multe variante și o alegi pe cea mai potrivită în funcție de raționamentul tău. Care crezi tu că, nu știu, e vârsta la care o femeie ajunge așa, ajunge să fie satisfăcută de tot ceea ce se întâmplă în viața ei sau să se simtă într-adevăr femeie? E vârsta la care își îndeplinește toate obiectivele pe care și le propune. Fiecare persoană cred că are obiective diferite față de altă persoană. Poate anumite femei se simt bine și împlinite atunci când au copii,
veniți pe lume de la 21-22 de ani, care atunci când ajung ele la 30 de ani, deja copiii au... Avem o prietenă aici în studio. Foarte fericită. Așa. Da, care acum merge cu fetele sau cu fata sau cu băiatul la discotecă și spunea: oleu, trebuie să mergem în seara asta în club, că m-a sunat și vrea la club și eu nu pot să-l las fără să stau cu ochii pe el. Sunt femei care consideră că un copil este un impediment în a-și îndeplini obiectivele de a avea o carieră înfloritoare și nu fac sau îl fac pe la 50, 40, 45, eu știu. Cred că fiecare își stabilește clar niște priorități. Niște priorități și se simte împlinită atunci când ajunge la o... să-și îndeplinească obiectivul respectiv. Și pe de altă parte, cunoaștem și oameni care aleg să rămână singuri, clar, pentru că poate așa se simt ei bine. Nu înseamnă că trebuie să ținem cont de niște rigori pe care le impune societatea. Nu, pentru că societatea încorsetează cumva și stabilește ea cum este bine. Nu, fiecare stabilește cum se simte el bine. Poate eu mă simt bine cu 5 copii, și asta este satisfacția mea de a crește 5 copii. Sunt persoane care nu vor să aibă copii pentru că se iubesc așa cum sunt ei singuri. Este o alegere personală. Tu ai simțit vreodată această presiune din partea societății? Da. Da, și uneori este deranjant pentru că această societate nu vede decât exteriorul și judecă numai după lucrurile pe care le lași tu să se vadă. Puțini spun, este alegerea ei, ea a ales, nu suntem noi în măsură să judecăm. Nu. Și stabilesc că dacă bunica s-a măritat la 16 ani, deja la 25 de ani, ești fată bătrână. Așa este. Dar chiar și băieții cum sunt? Noi suntem fete bătrâne după o anumită vârstă, dar băieții singuri cum sunt? Namțu, spune și nouă, ce denumire au, că uite, nu cunosc. Cavaleri. Sunt veșnici cavaleri pe niște cai albi. Dar și... vezi că ei de obicei nu sunt foarte, deci la ei abia când ajung 40 și un pic și abia ei atunci... sunt în vârstei și... abia atunci nu mai se întreabă, da, 40 și nu te-ai încă căsătorit? Namțu, pe tine te întreabă lumea dacă ești căsătorit? De ce nu te căsătorești în fiecare zi, da? Spune mulțumesc că eu nu te-am întrebat niciodată asta. Cu mare drag. Încă o întrebare, Cătălina. Știu că în viață, ca fiecare dintre noi, ai avut și momente poate mai triste sau un moment în care a trebuit să iei niște decizii ferme. Pe ce te bazezi atunci? Sau cum faci să treci perioadele astea grele? Clar, ei sunt cei care îmi creează în spate un perete de care oricând mă pot sprijini și care, indiferent de ce decizie aș lua, vor oferi iubire necondiționată și susținere necondiționată. Chiar asta și transmite prin încurajări, indiferent ce decizie ei, noi vom fi tot timpul alături de tine. Bunărea, mai faci și decizii, mai ieși și hotărâri rele, dar asta este cel mai important. În general, te bazezi pe ceea ce îți spune inima, pe ceea ce simți? Sau încerc să fac un echilibru între ceea ce spune sufletul și ceea ce spune mintea. Am mai greșit din când în când, recunosc, dar din greșeli învățăm. Și foița de hârtie, partea dreaptă inima, partea stângă mintea și fac un echilibru. Să păstrează acest echilibru sau tinzi spre o anumită parte? Uneori mai mult cu sufletul, dar mintea așa ia o sfârcică și te trage înapoi și zice come back. Da, n-ai luat-o pe drumul cel bun. Trebuie să existe un echilibru. Sunt impulsivă, recunosc. Fac anumite lucruri din primul impuls, dar ulterior mă calmez repede. Asta e avantajul.
Nu mă ține mult. Crezi în iubirea de sine? Da. Crezi? Trebuie. Trebuie. Dacă nu te iubești tu, în primul rând, pe tine, acum nici să pici în cealaltă extremă, dar trebuie să fii tu important pentru tine și să te respecti pe tine pentru ca ceilalți să te respecte. Și dacă tu nu ai o stimă de sine și un feeling bun despre tine, nici cei din jur nu-l vor avea. Îți mulțumesc tare mult, Cătălina, pentru prezența ta de astăzi. Emoțiile sunt absolut firești. Sperăm că am reușit să facem un echilibru astăzi între minte și simțăminte. Îți doresc mult succes și mulțumesc. În plan profesional mulțumesc. Și în plan personal. Știu că este un an plin de evenimente pentru mulțumesc. Tine și te felicit pentru asta. Iată, am aflat câteva lucruri interesante. Cu siguranță ne-am regăsit unii dintre noi în povestea invitatei mele de astăzi. Data viitoare mi-aș dori să te vedem la lucru în halat alb. Vă aștept cu drag. Da? Cu mare drag. Mulțumim, vă dorim numai bine. Iată că lui n-am țin surul de ideea, promit, te iau la filmare. Numai bine.